Vă invităm să vedeți un concert live după atâta timp în care am stat ascunși cumva, deși am fost mai expuși decât dacă eram la concert, prin faptul că o dădeam video toate concertele noastre și o să mă urc și o rată foarte mare de vizualizări și de asta a fost foarte bine până acum. Dar acum revenim la viața normală. Și revenim cu flautul fermecat. Flautul fermecat, adică overtura la flautul fermecat, Wolfgang Amadeus Mozart, a scris-o spre sfârșitul vieții, era foarte bolnav, dar era foarte, încă foarte inspirat, foarte bine. Și după aceea, concertul de mare genialitate, concertul în sol major pentru flaut și orchestră. Toate lucrurile lui Mozart pentru flaut sunt speciale, flaut cu harpă, flaut, sunt o patina geniului. Nu tot ce a scris Mozart este genial, dar astea sunt excepționale. Sinfonia 39, una din antepenultima sinfonie din cele catalogate de catalog Köchel, Sinfonia 39, nu întâmplător am ales overtura la flautul în mi bemol major, și Sinfonia 39, tot în mi bemol major. Vă invităm să veniți la concert mâine seară, joi, 13 mai 2021, ca prim concert cu public, după o lungă perioadă de timp. Și vă mulțumim și că ne-ați urmărit și vă chemăm în continuare să vă urmăriți în continuare. Sunt tot aici. Mulțumim! Sunt bucuroasă și onorată să interpretez în această săptămână, în calitate de solistă de această dată, alături de colegii mei ai Filarmonicii Brașov, sub bagheta maestrului Ovidiu Dan Chirilă. Vă propunem un concert deosebit, un program Mozart. Voi interpreta concertul pentru flaut și orchestră în sol major și vă aștept cu drag la concert!